4 iunie Nevoia de mai multă experiență Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goriciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Apocalipsa 3 cu 18 Unii nu sunt dispuși să se angajeze într-o lucrare care presupune sacrificiu de sine, ei se simt foarte tulburați când li se cere să-și asume anumite responsabilități. De ce să fie nevoie de mai multă experiență și pregătire? Întreabă ei. Aceste cuvinte vorbesc de la sine. Ei consideră că sunt suficient de bogați, sau au îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, în timp ce cerul îi declară ticăloși, nenorociți, orbi și goi. Acestora, martorul credincios le spune – te să cumperi de la mine. Tocmai mulțumirea de sine pe care o manifestă dovedește că au nevoie de toate acestea. Ei sunt bolnavi spiritual și au nevoie ca Isus să devină medicul lor. Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 265 Cercetare de sine profundă Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ieremia 17,9 Este dificil să ne înțelegem pe noi înșine și să deținem o cunoaștere corectă a propriilor noastre caractere. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, dar adesea, aplicarea lui la propria noastră situație este greșită. Există o tendință de auto considerând că avertizmentele și mustrările lui nu ne sunt adresate nouă. Lauda și încrederea în sine pot să ne confere siguranța că suntem buni, în timp ce, în realitate, suntem departe de așteptările și cerințele lui Dumnezeu. Noi trebuie să cercetăm scripturile cu inim umilite, tremurând în fața Cuvântului lui Dumnezeu, dacă vrem să nu fim înșelați în vreun fel cu privire la adevăratul nostru caracter. Trebuie depus un efort perseverent pentru a birui egoismul și încrederea în sine. Cercetarea de sine trebuie să fie profundă, căci astfel nu va fi nicio primejdie de a ne înșela singuri. Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 332.